Fetița băiețel. Precum am spus, Dada e o fetiță de câțiva anișori. Numai că mai există încă o taină. Înainte de a se naște copilul, tati și-ar fi dorit să aibă un băiețel. Dada însă nu putea ști ce își dorea părintele și s-a născut fetiță, iar ca să nu-l supere, a luat și niște calități de băiețel. Mai ales e șotioasă și poznașă. Energia ei pare să nu se mai termine. Uneori mai e și ambițioasă. Iar atunci când părinții sau oaspeții o întreabă, tu ce ești, fetiță sau băiețel? Dada răspunde fără să stea pe gânduri, făiețel. Dar poate ești fetiță? Ia uite în oglindă. Ea se uită, își admiră cârlionții și pomeții și exclamă, sunt și fetiță. Asta îi înviorează pe toți. Dar cei mari nu înțeleg toate subtilitățile copiilor și de aceea Dada e nevoită să le dea unele explicații. Tati e băiețel, iar mami fetițe. Ei sunt doi, pe când eu sunt una. Și-s băiat pentru tati, iar pentru mami fetiță. Trebuie să fac parte dreaptă la amândoi. Și așa îi împacă. Atunci când face pozne de una singură, împrește jucăriile, face mofturi sau lasă lucruri de baltă, e băiețel. Iar când gospodărește împreună cu mami, fără dor și poate că e fetiță. Numai că nu se știe de ce toți o agrează și o laudă atunci când o face pe fetița, chiar și tati, deși a vrut o băiețel.